Ce poți să plantezi ca să te bucuri de culturi generoase chiar și în anii cu secetă? Ciprian Bogdan, un fermier cu experiență în domeniu, a împărtășit cum a reușit să se bucure de o recoltă bogată, în ciuda valurilor de caniculă. Ciprian Bogdan, un fermier cu experiență în domeniu, a împărtășit cum a reușit să se bucure de o recoltă bogată, în ciuda valurilor de căldură. În localitatea Sâncrai, lângă Aiud, seceta s-a dovedit a fi o binecuvântare neașteptată pentru cultivatorii de alune. Anul acesta, recolta acestora promite să fie de două ori mai mare față de anul trecut, iar profitul acestora se anunță a fi unul de zile mari. Pomii viguroși au produs anul acesta mult peste așteptări, fiecare livadă aducându-i lui Ciprian un rod generos. O livadă bine întreținută poate aduce un profit de până la 70.000 de euro, iar acest an se dovedește a fi unul extrem de profitabil pentru fermierii întreprinzători. În plus, alunele sunt apreciate nu doar pentru gustul lor savuros, ci pentru beneficiile aduse sănătății. Fermierul cultivă un soi italian de alun, tot în peninsulă va ajunge și recolta de anul acesta. A adunat 14.000 de kilograme de pe cele 6 hectare ale livezii. Mulți le consumă alături de bere, fără să știe câte beneficii aduc organismului. Sunt o sursă bogată de proteine, întăresc sistemul imunitar și fortifică oasele, având totodată un gust ideal pentru anumite deserturi. Tot din alune de pădure se poate face ulei. Un litru costă între 50 și 160 de dolari. Dacă sunt consumate în cantități adecvate, 20-30 de grame per porție, consumate cu regularitate în stare crudă sau coaptă fără adaos de ulei, alunele de pădure obțin sănătatea sistemului cardiovascular, imunitar și nervos, adaugă Daniela Bălănucă, dietetician, relatează România TV.net.